surori, dragi oaspeți ai casei de rugăciune, vă salutăm pe toți în numele Domnului Isus și vă spunem bun venit în lăcașul de închinăciune a Bisericii Pentecostale Gloria din Arad, cartierul Bujac, în această zi cu totul și cu totul deosebită pentru noi. Astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, sărbătorim intrarea în acest lăcaș de închinăciune. 3 ani au trecut de când am consacrat această casă pentru lucrarea lui Dumnezeu. În același timp sărbătorim 84 de ani de existență a Bisericii Pentecostale din Bujac. Ziua de astăzi este o zi a mulțumirii și recunoștințe pentru noi. Și aș vrea să facem lucrul acesta din toată inima. Să mulțumim lui Dumnezeu și să recunoaștem că fără El n-am fi putut ajunge până aici. 84 de ani au trecut de când în acest cartier mărginaș al Aradului a apărut un mic grup de credincioși pentecostali. Și iată-ne după peste 8 decenii ajunși la un număr foarte mare de credincioși pentecostali. Și pentru toate acestea, zicem împreună cu psalmistul, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. Permiteți-mi că înainte ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim din toată inima pentru ziua de astăzi, să-i salut în numele Bisericii cu dragoste pe toți cei care ne urmăresc prin internet. În primul rând îi salutăm pe cei plecați din Bujac. În urmă cu ani sau zeci de ani, sunt de ordinul miilor. Cu aceeași dragoste îi salutăm pe simpatizanții acestei biserici, pe toți aceia care ne privesc și urmăresc slujbele din Biserica Pentecostală Gloria. Doresc din toată inima ca în această zi deosebită Domnul să ne binecuvânteze pe noi care suntem aici, și Domnul să-i binecuvânteze pe cei care sunt aproape sau departe de noi și urmăresc fiecare minut, urmăresc slujba din această dupămasă. Haideți împreună să ne închinăm înaintea celui prea înalt, să ne rugăm cu credință Tatălui în numele Domnului Iisus și să-i mulțumim că până aici a fost cu noi. Să-i mulțumim pentru toate biruințele pe care le-am avut în numele Mântuitorului. Să-i mulțumim pentru zilele deosebite primite din partea Lui de-a lungul anilor. Să-i mulțumim pentru harul Lui care ne-a fost de ajuns. Dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră, n-am fi ajuns până aici. Și în seara aceasta ridicăm o piatră de aducere aminte. Mulțumim Dumnezeului nostru din toată inima și recunoaștem că fără El n-am fi biruit, n-am fi crescut din punct de vedere numeric și spiritual. Toate meritele sunt ale Lui. Noi suntem beneficiari harului divin, de aceea, așa cum stăm pe picioare, să ne rugăm și să mulțumim Domnului din toată inima. Thank you.
toții din toată inima să cântăm și să lăudăm pe Domnul, pe Dumnezeul care ne poartă povara în fiecare zi, pe Domnul care a fost cu noi de-a lungul anilor și ne-a ajutat să ajungem în anul 2014 și credem că ne va ajuta să ajungem și în cer, acolo unde ne este ținta. Să reocupați locurile și continuăm părtășia noastră de la această sărbătoare ascultând o cântare cântată pentru slava Domnului de către corul bărbătesc al bisericii. După corul bărbătesc va cânta corul de fete, iar după corul de fete un grup de surori îl va lăuda pe Domnul prin cântare.
Va domni.
acesta, Doamne, e sfințit. Ce măreț-i acest loc sfânt, Domnul meu. Măreția ta e aici, Abba Tată, vrednic ești să fii slăvit, veșnic preamărit. Ce măreț-i acest loc sfânt, Domnul meu. Ce măreț-i acest loc sfânt, Domnul meu. Măreția ta e aici, Abba Tată, vrednic ești să fii slăvit, veșnic preamărit. Ce măreț-i acest loc sfânt, Domnul meu. Noi venim înaintea ta, mâini curate ridicând spre cer. Ne plecăm înaintea-ți, înălțând numele tău, fiindcă gloria Domnului e aici. Noi vedem slava ta umplând templul și simțim atingerea Stăpânului. Știm că schimbare în noi îl face și nu vom mai fi la fel. Numele Său îl înălțăm, binecuvântăm, binecuvântăm pe Tatăl, Fiul și pe Duhul Sfânt. Dragii mei, imediat după consacrarea acestei case de rugăciune, am hotărât ca în fiecare an, în a doua duminică de septembrie, să declarăm o zi de sărbătoare pentru Biserica Pentecostală Gloria. Aceasta pentru faptul că inaugurarea, în urmă cu 3 ani, am făcut-o în a doua duminică din septembrie, mai exact 11 septembrie. Și în fiecare an, dacă Domnul ne ajută, vrem să sărbătorim intrarea în această casă de rugăciune, cât și înființarea Bisericii Pentecostale din cartierul Bujac. Vor fi mereu în atenția noastră cei 2 ani, 1930 și 2011, și vom mulțumi lui Dumnezeu împreună pentru tot harul revărsat asupra noastră
și pentru tot ce Domnul ne-a dat de-a lungul timpului. Această biserică pentecostală e cunoscută, aș putea zice că este foarte cunoscută și în România, și în Europa, și în Statele Unite, și în Canada, și în alte locuri în care se vorbește limba română. Această biserică este cunoscută sub două nume. Biserica din Bujac și Biserica Pentecostală Gloria din Arad Bujac. E cunoscută ca Biserica Gloria în mod deosebit începând cu anii 90. Dar Biserica din Bujac este cunoscută de zeci de ani de zile, e cunoscută biserica sub acest nume. Și vreau să vă spun pe scurt două lucruri. Unul legat de Biserica din Bujac și cel de-al doilea legat de numele Gloria. Imediat după Revoluție, eu am călătorit foarte mult în străinătate, în mod deosebit în Statele Unite. Și mi-aduc aminte că în anii 90 mai mulți m-au întrebat: cum este Bujacul? Spune-ne, frate, ceva despre Bujac. Pentru că tare mult auzim vorbindu-se despre Bujac. Au plecat de aici, din mijlocul nostru, mii de credincioși, majoritatea în Statele Unite, și era normal să vorbească despre Bujac. Și oameni care erau din alte părți ale României m-au întrebat: frate, cum arată cartierul, biserica? Și am încercat eu să le spun câte ceva. Oricum am înțeles că cei plecați de aici au rămas foarte legați de locul acesta binecuvântat în care au primit credința. Au încheiat legământul cu Domnul Iisus prin botezul în apă. Mulți dintre ei au primit botezul cu Duhul Sfânt. Unii dintre ei s-au căsătorit în locul acesta. Și nu pot să uite bucuriile pe care le-au avut aici. Mi-aduc aminte că în anul 2009 eram în Statele Unite la Chicago și l-am sunat pe primarul nostru pentru o problemă. Și în discuția noastră mi-a spus: tocmai m-am întors din Franța. Am fost la Paris și am fost și în Biserica Pentecostală Română de acolo. Am intrat în biserică și m-am așezat lângă un bărbat tânăr. Și l-am întrebat: de unde sunteți? Și el mi-a spus: din Bujac. Și eu, zicea primarul, i-am spus: din Arad. Da, din Arad, dar sunt din Bujac. Și primarul râdea și spunea: pentru omul acela, Bujacul e mai important decât Aradul. Și am spus: pentru penticostalii din Bujac, așa este. Și acum ceva legat de numele Gloria. Știți bine că în România, până la Revoluție, nu se dădea un nume bisericilor locale. Și biserica aceasta era cunoscută sub numele Biserica Pentecostală din Bujac. Imediat după Revoluție, au început bisericile locale să-și dea nume. Și vă spun sincer, mă tot gândeam și mă frământam ce nume să propun acestei biserici. Și mi-aduc bine aminte că în 1992, în prima parte a anului, a venit la mine o femeie care avea să devină membra bisericii. Locuia într-un bloc din Calea Aurel Vlaicu. Și mi-a spus: am venit aici la biserică în urma unui vis pe care l-am avut. E vorba de sora Nagy Etelka, plecată de mult la Domnul. Ea, înainte ca să primească botezul în biserica noastră, să devină penticostală, a fost o bună credincioasă într-o biserică reformată. Și era o credincioasă practicantă, în sensul că mergea la biserică și se străduia să trăiască ce crede. Dar simțea că nu este împlinită, că lipsește ceva. Și într-o noapte a avut un vis, mi-a spus. Se făcea că sunt într-un loc în care era petrecere și toată lumea se simțea bine. Și mă simțeam și eu bine, dar aveam aceeași trăire sufletească pe care o aveam în viața de fiecare zi. Simțeam că ceva îmi lipsește și că trebuie să găsesc altceva. Și a venit cineva în vis și mi-a spus: dacă vrei să fii fericită, du-te la Biserica Gloria.
Și spune femeia, după visul pe care l-am avut, am început să întreb în stânga și în dreapta, care e Biserica Gloria? Nu știa nimeni. Și la un moment dat cineva mi-a spus, știu eu o biserică pe strada Gloriei, poate că e vorba de asta. Și a venit și ne-a găsit. Și atunci am zis, acesta trebuie să fie numele bisericii. Au trecut anii și înainte ca să inaugurăm acest lăcaș, am discutat iarăși despre nume. N-ar fi bine, n-ar trebui să schimbăm, să dăm un alt nume? Au fost discuții, unii au fost pentru, unii alții împotrivă și am tot discutat lucrurile și până la urmă a rămas așa și cred că este un nume potrivit. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze. Locul acesta să fie plin de gloria lui Dumnezeu întotdeauna. Dacă numele este Gloria, asta să fie și atmosfera, o atmosferă de glorie, locul acesta, dar nu oamenii să fie slăviți, Hristos să fie slăvit, să fie înălțat în locul acesta. Noi să ne smerim sub mâna lui bună și puternică, El să fie înălțat și părtășiile noastre, locul acesta, să fie întotdeauna plăcute și dulci. Fie că ne prezentăm ca fiind membri în Biserica Pentecostală din Bujac, fie că vom spune suntem membri în Biserica Pentecostală Gloria, să fim buni credincioși, adevărați creștini, adevărați pentecostali, să fim copii ai Domnului nostru și să fim și moștenitori împreună cu El. Amin. Continuăm să lăudăm pe Domnul, să cântăm pentru gloria Lui. Și în continuare, fanfara va face lucrul acesta.
slăvit să fie Domnul! Continuăm părtășia despre care tocmai am cântat. Ascultăm acum o poezie recitată de surioara Hanish Hana. După versurile care vor fi recitate, grupul Adonai va cânta o cântare pentru lauda Domnului, iar după acest grup de tineri, corul mixt al bisericii va slăvi pe Domnul. După cântarea de cor, fratele Florin ne va da un îndemn pentru rugăciune și vom veni din nou înaintea Dumnezeului nostru cu mulțumiri, cu cereri, cu mijlociri, după cum vom fi îndemnați de către fratele nostru. Licurici cu zemici, cum păpaie sub tunici? De la cine aveți lumină, fără bec, fără uzină? De la cine aveți neon, fără tub, fără buton? Licurici, licurici, licurici cu zemici, pui de stele prin urzici, Dumnezeu vi-a dat din zare, candele cu aripioare, Dumnezeu vi-a dat din cer, lampioane de străjer. Licurici, licurici, fă-mă, Doamne, licurici, ca și eu să fiu lanternă pe cărările eterne, ca și eu să fiu lumini pe cărările cu spini. Licurici, licurici. Amin. Locuiești o viață sfântă să
faptul meu. Amin. Frații, să fie o realitate pentru viețile noastre, să fim tari în Dumnezeul nostru și în felul acesta să trăim viața care avem de trăit pe acest pământ și spun din toată inima pentru aceasta, amărit să fie Domnul. Cât de bine se potrivesc cuvintele din Psalmul 118, care spun în felul următor,
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ce frumoasă zi a pregătit Dumnezeu pentru noi! Ce momente de sărbătoare, iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei de rugăciune! Fratele păstor Moise Ardelean a explicat în parte adevărat istoria acestei biserici penticostale. Suntem parte și noi acestei case de rugăciune. Fiecare dintre noi suntem parte a lucrării lui Dumnezeu. Oare se cade să ne bucurăm în această zi? Eu zic că da, binecuvântat să fie Domnul! Oare se cade să mulțumim celui care privește spre locul acesta, în această dupămasă și se bucură de poporul acesta în sărbătoare? Eu zic că da, mărit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, e o zi de mare importanță pentru această biserică. Îndemnul meu la rugăciune este legat de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 3.000 și aproape 50 de ani în Israel, când în urma pocăinței poporului Dumnezeu, Dumnezeu a coborât, a luptat pentru poporul acesta și în lupta acestui popor cu filistenii, Dumnezeu a dat o mare biruință. Și biruința aceasta l-a motivat pe prorocul acela Samuel, pe profetul acesta, pe omul acesta lui Dumnezeu, să ia o piatră, să o așeze între Mițpa și Șen și să spună: piatră de ajutor, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Și piatra aceasta de ajutor genera două sentimente aparte pentru toți cei din Israel. În primul rând, când evreii priveau piatra aceasta, primul lucru la care se gândeau este acela de a lăuda pe Dumnezeu pentru ajutorul dat acolo. Iar al doilea lucru era mărturia vie că Dumnezeu a lucrat. Și leg oarecum evenimentul acela din poporul Israel de evenimentul acesta al construcției acestui locaș de închinare înaintea lui Dumnezeu. Aceste două sentimente trebuie să ne încerce toată viața noastră. În primul rând, când ne gândim la casa aceasta de rugăciune, la zidirea ei, la tot ceea ce înseamnă ea pentru fiecare dintre noi, să lăudăm pe Dumnezeu pentru ajutorul dat. Doamne, îți mulțumim în locul acesta. Și în al doilea rând, să știm că casa aceasta de rugăciune e o mărturie vie a faptului că Dumnezeu lucrează. De 3 ani de zile de când am inaugurat lucrarea Domnului aici, mai multe zeci de persoane aici au încheiat legământ cu Domnul. De 3 ani de zile de când casa aceasta este funcțională, așa cum a cântat fanfara, am simțit că cerul a coborât pe pământ. De mai bine de 3 ani de zile și pe parcursul acestui timp, aici au venit oameni și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Aici au venit oameni cu inimi zdrobite și Dumnezeu a lucrat în viețile lor. Aici au venit oameni să asculte Evanghelia și Dumnezeu a transformat viețile lor. Pentru că aici este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și mi-aduc aminte că în urmă cu aproape 2 luni de zile, sunt deja 2 luni de zile, că la ultimul botez un tânăr a încheiat legământ cu Domnul aici și Dumnezeu l-a chemat acasă. Pentru el a fost locul cel mai frumos, pentru că a încheiat aici legământ cu Domnul și a predat viața în mâna lui Dumnezeu și a fost mântuit. E un lucru la care meditez tot timpul, dragii mei, pentru că aici este casa lui Dumnezeu. Și aici foarte mulți oameni vin să laude pe Domnul. Și îndemnul meu la rugăciune este legat de piatra aceea de ajutor pusă de Samuel acolo în Israel. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm și să lăudăm pe Domnul pentru ajutorul dat. Pentru că aici ne sunt copiii care îl slujesc pe Domnul. Pentru că aici vă sunt nepoții care laudă pe Domnul. Pentru că aici vă sunt părinții care își duc bătrânețea lăudând pe Dumnezeul cel veșnic. Să lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Și în același timp să mărturisim că Dumnezeu lucrează în locul acesta și să-L rugăm pe Dumnezeu că atâta timp cât va ține lumea aceasta și va fi aici casa aceasta de rugăciune, El să lucreze aici, El să mântuiască aici, El să ridice poveri, El să vindece trupuri bolnave și El să-și facă simțită prezența în locul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze în continuare lucrarea din locul acesta.
să binecuvânteze pe cei care slujesc aici, într-o formă sau alta, într-un fel sau altul. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care se închină Domnului și sunt la balcon. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care se închină Domnului și sunt în sală. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care se închină Domnului și sunt pe platforma aceasta, pentru că aici este casa lui Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă aici este vizibil pentru orașul acesta, pentru lumea aceasta în care trăim, pentru că foarte mulți oameni, așa cum deja ați auzit, spunându-se, privesc la noi și sunt parte cu noi și sunt parte a lucrării lui Dumnezeu. Dragii mei, piatra aceea de ajutor a fost foarte importantă pentru cei din Israel. Și cred cu tărie că biserica aceasta este foarte importantă pentru cei din Arad și nu numai. Pentru că pe aici sau pe aici trec foarte mulți oameni și pe lângă casa aceasta de rugăciune trec foarte mulți oameni. Și am văzut cum se uită cu reverență, pentru că știu că între zidurile acestea e slava lui Dumnezeu. Deschide Dumnezeu cerul, mântuie Dumnezeu și vorbește Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în aceste două direcții, să lăudăm pe Domnul pentru ajutorul dat și apoi să cerem Domnului ca El să lucreze în locul acesta, așa cum numai Dumnezeu știe să o facă. Și casa aceasta de rugăciune să fie o mărturie vie pentru Arad, pentru poporul român și nu numai, pentru lumea întreagă, că aici este casa lui Dumnezeu. Și când vor veni aici bolnavi, să cheme numele Domnului și Domnul să vindece. Și când vor veni aici păcătoși, care vor să schimbe viața, să se pocăiască, să cheme numele Domnului, să se întoarcă la Domnul și Domnul să asculte. Amin. Și când vor veni aici oameni necăjiți, Domnul să dea la o parte întristarea lor și să schimbe întristarea în bucurie. Și că vor veni aici oameni care nu mai au un orizont în viață, Domnul să dea la o parte lucrurile acestea și El să lase mântuire și ajutor și El să dea o direcție clară, pentru că e Dumnezeul cerurilor. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta. Și în această rugăciune nimeni să nu tacă. Toți să ne rugăm în această rugăciune, așa cum am spus, mulțumim Domnului pentru ziua aceasta specială, mulțumim Domnului pentru casa aceasta de rugăciune și cerând Domnului ca El și prezența Lui să fie pentru totdeauna în locul acesta și toți aceia care se vor închina aici să fie partea lucrării lui Dumnezeu, a mântuirii pe care Dumnezeu a trimis-o lumea aceasta prin Domnul Iisus Hristos și să ne bucurăm în continuare de Dumnezeul nostru și de ceea ce avem în locul acesta. Vă invit să vă ridicați și haideți să intrăm într-o rugăciune specială în această zi de mare sărbătoare, în această zi specială înaintea lui Dumnezeu. Să vă mulțumim pentru vizionare!
să mai rămânem pe picioare câteva momente și să cântăm împreună cu toții din toată inima și să lăudăm pe Domnul nostru. Și fie cântarea următoare o jertfă de mulțumire pe care o aducem pe altarul credinței în Domnul nostru. Tu din vânturi fasolit, tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii. Pași din flăcări slujitori, tu aduci ploaie, tu aduci nori, mare sfânt creator. Tu din vânturi fasolit, tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii. Faci din flăcări slujitori, tu aduci ploaie, tu aduci nori, mare e sfânt creator. Mare ești, ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Linia zărilor, ai pus-o tare mărilor, tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume stelele, tu ai creat soarele, mari-ți sunt lucrările. Ce mari respect cuvântul lui Dumnezeu din prima carte a Bibliei.
Geneza, capitolul 28, citim de la versetul 10 până la versetul 22. Pagina 31 în Sfânta Scriptură. Geneza 28, de la versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu. Și îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da. Amin. Haideți să stăm din nou înaintea Domnului în rugăciune și prin fratele Faur Anton. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem binecuvântare peste acest cuvânt. Să rugăm pe Domnul să dea putere Evangheliei și toate inimile prezente în locul acesta să primească mesajul ca din partea Domnului cu multă, multă bucurie. Te rugăm frumos să-ți îndrepți privirile spre locul acesta, să vezi că aici sunt copiii tăi care așteaptă din mâna ta mângâiere, care așteaptă ca tu să te înduri și să reverși binecuvântări peste locul acesta. Avem nevoie de cuvântul tău, avem nevoie de învățătură din cuvântul tău. Te rugăm frumos, Dumnezeule, în după masa aceasta, revarsă harul tău peste locul acesta. Fă ca fiecare inimă în continuare să simtă cercetarea Duhului tău cel Sfânt. Fă ca fiecare suflet, Doamne, să simtă cu adevărat că tu ești prezent în locul acesta. Îți mulțumim, Tată, pentru dragostea ta sfântă și fără de margini cu care ne acoperi. Îți mulțumim pentru harul tău. Îți mulțumim pentru binecuvântările tale. Te rog frumos, binecuvântă cuvântul tău care a fost citit în auzul urechilor noastre. Binecuvântă robul tău, unge-l cu uleiul Duhului Sfânt și nouă unge-ne urechile, Doamne, ca să putem auzi cuvântul tău și să-l putem trăi și împlini în fiecare zi. Îți mulțumim că ne asculți, de aceea te lăudăm și te binecuvântăm, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să reocupați locurile și după ce voi face câteva anunțuri, frații Manuel Negrea și Vali Bala vor cânta o cântare pentru lauda lui Dumnezeu.
Anunțul este în mod deosebit pentru cei tineri, dar poate stârni interes și pentru cei mai puțin tineri. La Facultatea de Teologie Pentecostală din cadrul Universității de Stat Aurel Vlaicu mai sunt câteva locuri și se fac înscrieri mâine, poimâine și miercuri. Dacă există frați sau surori interesați de această facultate, sunt rugați să meargă să se înscrie. Am făcut anunțul acesta și azi dimineață și am încurajat pe cei mai tineri să ia această decizie, pentru că e foarte important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și nu-i rău să studiem și teologie. Programul nostru pentru săptămâna începută astăzi este următorul. Marți seara la orele 19 ne întâlnim la Casa Domnului, la sala de demisol pentru rugăciune. Joi seara de la orele 19, serviciul divin de peste săptămână. Duminica următoare vom avea servicii divine dimineață între 9 și 12 și după masă începând cu orele 18 până în jurul orelor 20. Pentru cei interesați, anunț că mâine la orele 5 după masă la biroul bisericii avem programul de consiliere spirituală. Și încă un anunț înainte ca să ascultăm cântarea legat de seara aceasta. La încheierea serviciului divin vom coborî în sala de mese a Bisericii Gloria, sala de la demisol pentru o masă de dragoste. Vă invităm pe toți să participați la această masă. E adevărat că n-avem locuri câte avem aici în sanctuar, dar mâncare cred că va fi pentru toți, nădăjdim să fie și bună, și avem nădejdea că părtășia la masă va fi una binecuvântată. Cei mai în vârstă vor putea sta, ceilalți mai stăm în picioare, facem cum putem, dar părtășia cred că este foarte, foarte importantă. Ieri am fost la Oradea pentru o lucrare și când m-am întors, am venit până la biserică să văd cum stau lucrurile pentru ziua de astăzi, în ce stadiu sunt pregătirile. Am mers la bucătărie și am văzut foarte multe surori care lucrau. Multe, foarte multe. Eu nu mi-aduc aminte să fi văzut așa de multe. Mi s-a spus că totuși altă dată au fost și mai multe. Și am regretat că n-am încercat să le număr. Și mi-a spus soția după aceea că au fost peste 60. Și mi-a mai spus un lucru care pentru mine a contat foarte mult. Surorile s-au simțit foarte bine împreună. Le place să lucreze împreună. Ne place să cântăm împreună. Și sunt sigur că ne va plăcea și să stăm la masa de dragoste împreună. Ne place să fim împreună pentru că suntem frați. Fratele nostru mai mare este Domnul Iisus. Suntem copiii aceluiași tată și de aceea ne place așa de mult să fim împreună. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și eu insist ca toți să participați la masa de dragoste. Haideți acum cu bucurie să ascultăm cântarea celor doi frați și apoi vom continua ascultând cuvântul Domnului. Thank you.
privind la bolta albastră, nu pot să nu slăvesc lucrarea ta măiastră, o creator ceresc, n-atâta armonie, eu grijile-mi destram și plin de bucurie, cu dragoste exclam, cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești Doamne minunat, ești cel mai frumos. Atâta măreție sunt Doamne copleșit și-ți cânt mereu doar ție, o Tatăl meu iubit. Când razele de soare zâmbind îmi bat în geam, mă alint în acea splendoare, fericit exclam, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, ai creat, ești Doamne minunat, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ne arăți cât ești de minunat, cu adevărat, tu ești cel mai frumos. Spre bolta cea senină, spre cerul infinit, un pumn firav de tine, de tine plămădit, mă vânt dorind fierbinte, să zbor să te-ntâlnesc, pe tine, drag părinte, și-n taină să-ți șoptesc. Hai să cântăm împreună. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești Doamne minunat, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, și nimeni nu-i ca tine.
În urmă cu mai bine de 3800 de ani, Patriarhul Iacov a avut un vis de la Dumnezeu. Un vis deosebit care l-a marcat într-un mod deosebit. După ce s-a trezit din somn, spune Sfânta Scriptură, omul lui Dumnezeu a spus: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Atât de tare l-a marcat visul acesta pe Iacov, că el a luat o piatră și a așezat-o acolo ca un semn de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Ce a visat Iacov? Până și copiii cunosc visul acesta deosebit. A văzut scara care lega cerul de pământ. Pe scara aceasta a văzut o mulțime de îngeri al lui Dumnezeu, care urcau și coborau. Iar la capătul de sus al scării stătea Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit. A avut un mesaj pentru el, un mesaj pentru familia lui, un mesaj pentru națiunea lui Israel și a avut și un mesaj pentru toate familiile pământului, despre care Dumnezeu a spus: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Frați și iubiți ascultători, visul acesta are o semnificație deosebită. Eu îl numesc un vis revelație, pentru că atunci, pentru prima dată în istorie, s-a rostit numele Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, când s-a trezit din somn, a spus: locul acesta este un loc înfricoșat. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Sigur, dacă ești exigent, meticulos și ești atent la fiecare cuvânt și la fiecare semn de ortografie, îți pui întrebarea: ce casă era acolo? Iacov a spus: aici este casa lui Dumnezeu. Și este clar că, după înțelegerea noastră, acolo nu era nicio casă. Iacov era sub cerul liber. Acolo era doar o piatră pe care patriarhul dormise în noaptea aceea. Dar nu era nicio casă în sensul nostru de înțelegere. Totuși, vreau să vă chem să aprofundăm lucrurile acestea. Iacov a spus: aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să rostească aceste cuvinte. Dumnezeu i-a dat acest nume, pe care de atunci până astăzi evreii și creștinii îl iubesc foarte, foarte mult. Casa aceasta este o casă a lui Dumnezeu. Pe pământ există milioane de locuri numite case ale lui Dumnezeu. Acolo, la Betel, era o casă a lui Dumnezeu. Asta nouă ne spune că pentru ca un loc, o casă, o clădire să fie cu adevărat o casă a lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinească acele condiții care le-a îndeplinit Betelul de pe vremea lui Iacov. Care sunt condițiile acestea? În primul rând, locul trebuie să fie legat de cer. Iacov a văzut scara aceea pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. La partea de sus a scării, în vârful scării, stătea Dumnezeu. Iar partea de jos a scării era rezemată de pământ, acolo unde stătea Iacov, fugar în zilele acelea, știți foarte bine. Pentru ca un loc de pe pământ să fie o casă a lui Dumnezeu, trebuie să aibă o legătură directă cu cerul.
Biblia spune că îngerii sunt duhuri slujitoare care îndeplinesc slujbe pentru cei care vor moșteni mântuirea lui Dumnezeu. Ori Iacov, în planul de mântuire a lui Dumnezeu, are un loc cu totul și cu totul special. E un om care va moșteni mântuirea. Și îngerii aceia care urcau și coborau, lucrau, făceau slujbe pentru acest om important al lui Dumnezeu. Dacă ni s-ar deschide ochii în această seară de sărbătoare, am vedea foarte mulți îngeri. Sunt sigur că în locul acesta sunt mulți îngeri. Locul acesta este legat direct de cer. Dumnezeu vorbește și noi ascultăm și auzim glasul în inimile noastre. Și suntem fericiți și ne bucurăm atunci când auzim glasul Domnului în inimile noastre. Pentru ca un loc de pe pământ să fie cu adevărat casa lui Dumnezeu, trebuie ca în locul acela să se audă glasul celui prea înalt. La Betelul de acolo s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov, a avut un mesaj precis pentru el. Înainte stătea un drum necunoscut, trebuia să meargă în Mesopotamia, să stea o vreme acolo și apoi să se reîntoarcă în Canaan, pământul promisului și seminției sale. Și Dumnezeu a avut un mesaj foarte clar pentru el. Apoi Domnul a avut un mesaj pentru națiunea lui Israel și a spus: pământul pe care ești culcat acum, ți-l dau ție și seminției tale. Și chiar dacă aproape 1900 de ani, de la anul 70 după Hristos până în anul 1948, Israelul a fost fără țară, să observăm noi, cei care trăim în secolul 21, că Biblia are dreptate. Pământul cu tot ce este pe el îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeul cel atotputernic a decis ca locul acela să fie al lui Israel. Și indiferent ce vor plănui popoarele dușmane poporului Israel, Liga Arabă, țări din nord, din est sau din altă parte, popoarele lumii se ridică și se vor ridica împotriva lui Israel. Dar Dumnezeu a zis și așa rămâne. Dumnezeu este suveran, binecuvântat să-i fie numele. În casa lui Dumnezeu de acolo, cel care stătea pe vârful scării, pe tronul său, Dumnezeu a spus: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și 2000 de ani în urmă s-a împlinit această promisiune. Mântuirea vine de la Iudei, a spus Domnul Iisus Hristos. Toate familiile pământului sunt mântuite prin Fiul lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele! Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Literalmente vorbind, acolo nu era o casă, dar erau îndeplinite condițiile ca locul să fie numit casa lui Dumnezeu. Ne uităm în Scriptură și lucrurile au evoluat. Evreii au construit cortul întâlnirii după un proiect pe care Dumnezeu i l-a dat lui Moise. Cortul întâlnirii a fost o casă a lui Dumnezeu. Solomon a zidit faimosul templu de la Ierusalim pe muntele Moria. Și templul acela, care era o adevărată bijuterie arhitectonică, a fost o casă a lui Dumnezeu. Apoi cel de-al doilea templu, cunoscut și sub numele de templul lui Zorobabel,
construit de evrei după întoarcerea din robia babiloniană, a fost numit tot o casă a lui Dumnezeu. Irod cel Mare a extins cel de-al doilea templu. Și Domnul Iisus, când a fost acolo, a spus, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Asta înseamnă că și templul din vremea lui Irod cel Mare era o casă a lui Dumnezeu. Institutul templului care este la Ierusalim transmite informații din când în când și aflăm că evreii sunt pe punctul să construiască cel de-al treilea templu, care se va chema tot o casă a lui Dumnezeu. Noi creștinii iubim foarte mult numele acesta. Și Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a spus într-o împrejurare, bine ceasul și acum a și venit, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și noi spunem și predicăm că orice loc de pe pământ poate să fie o casă a lui Dumnezeu, dacă sunt îndeplinite condițiile din Geneza 28. Mântuitorul Iisus a spus, ori de câte ori doi sau trei se vor aduna numele meu, voi fi în mijlocul lor. Și unde sunt doi sau trei adunați din sinceritate numele Domnului Iisus, este o biserică creștină. Și astăzi, pe pământ, după 2000 de ani de creștinism, există case ale lui Dumnezeu mici și mari. Cei din țările sărace se roagă, se închină, ascultă cuvântul în colibe. Și colibele lor le numesc case ale lui Dumnezeu. Eschimoșii și-au construit case de gheață și le numesc case ale lui Dumnezeu. Cei din vremea prigoanelor romane și-au săpat galerii subterane și în catacombe s-au închinat, au chemat numele Domnului și locurile acelea erau case ale lui Dumnezeu. Important este să fie îndeplinite condițiile acestea. Noi cei din Bujac spunem și e bine să ne cunoaștem istoria că a existat credință pentecostală în această parte a Radului începând cu anul 1930 de la foștii păstori ai acestei biserici. Fratele Pavel Bochean și fratele Petru Ardeu, am aflat foarte multe date și informații pe care am încercat la inaugurarea acestei case în 2011 să le pun într-o cărticică pe care am scris-o atunci și mulți dintre dumneavoastră ați citit-o. Mișcarea pentecostală, credința pentecostală aici, există din anul 1930. În noiembrie 1930, familia Achimaș Simeon a pus la dispoziția credincioșilor un spațiu, o cameră pentru rugăciune, pentru serviciile divine. Erau atunci 26 de suflete, 15 persoane adulte și 11 copii. Din 1930 până în 1951, biserica și-a ținut slujbele în diferite case. Niciuna dintre ele n-a fost construită special pentru a fi o casă de rugăciune, o biserică. Pentru prima dată în 1951, credincioșii pentecostali din Bujac au avut o casă cu destinație biserică, pe strada Veneției numărul 1. Și din noiembrie 1951, până pe data de 31 decembrie 1975, Biserica Pentecostală din Bujac și-a ținut slujbele în această locație, Veneției numărul 1. Pe data de 1 ianuarie 1976 a avut loc inaugurarea fostei case de rugăciune de pe această vatră, aici, strada Gloriei, numărul 5. Apoi știți foarte bine că după Revoluție am extins casa pe care am avut-o.
Iar apoi, în iulie 2006, am început construcția acestei case. Am început-o prin credință și v-am mai spus de multe ori. De când am inaugurat-o și până acum, de multe ori m-am gândit, parcă a fost un vis. Ce curaj am avut! E clar că lucrul acesta a venit de la Domnul. Dacă n-ar fi venit, n-am fi isprăvit. Dacă n-ar fi venit de la Domnul, n-am spune astăzi că această casă este funcțională, e un loc binecuvântat al municipiului Arad, e un loc unde cerul se leagă de pământ, e un loc în care oamenii se întorc la Domnul, e un loc în care Dumnezeu vorbește și oamenii ascultă. Mi-aduc aminte și vă mai spun o experiență. Tot din familia Nogi. La începutul slujbei vă spuneam cum de-am început să spun mereu pe Biserica Pentecostală Gloria. Vă spuneam de visul sorei Nogi Etelka. Vă spun acum experiența soțului ei, a fratelui Nogi. Și el a plecat la Domnul. Și despre cei ce nu mai sunt poți să spui, chiar dacă poate îi lauzi într-un anumit fel. Dar nu-i vorba de laudă, pentru că a fost harul Domnului pentru ei. Mi-aduc aminte că în ianuarie 1993, sora Etelka s-a botezat în vara lui 92. În ianuarie 93 am fost la ea acasă să mă rog pentru ea să-i fac ungerea cu un de lemn în numele Domnului Iisus. Atunci l-am cunoscut pe soțul ei. M-a primit cu foarte multă răceală. Nu știu dacă în cei aproape 25 de ani cât slujesc ca păstor, cineva m-a primit atât de rece. Efectiv, m-a lăsat să înțeleg că nu sunt binevenit în casa lui. Nici n-a venit cu noi în camera în care soția lui era bolnavă și ne-am rugat pentru ea. La plecare am stat puțin de vorbă cu el, am forțat un dialog. El a fost foarte scârcit în vorbe. Și a spus, Domnule, măcar o dată, vino la biserica în care s-a botezat și soția dumitale și fiica dumitale. Odată, că nu te obligă nimeni să te pocăiești. Dar vino să vezi despre ce este vorba. N-a avut puterea să-mi promită că odată și odată vine. Ori cu cine vorbesc și cu oameni pe care nu i-am mai văzut. Dacă invit, da, foarte bine, odată și odată vin. Cum să nu vin? Și oamenilor le place în general. Dar omul acesta n-a avut puterea să-mi spună vin odată. Și totuși, la despărțire am dat mâna cu el și am spus, uite, în februarie avem o săptămână de evanghelizare. Te rog eu foarte mult, într-o seară vino. Nu mi-a promis că vine. Și totuși, în săptămâna de evanghelizare l-am văzut. Și luni, și marți, și în fiecare seară. Țin minte că la încheierea săptămânii, duminică seara, am zis, cei ce v-ați hotărât pentru Domnul în această săptămână, rămâneți la urmă, vrem să vă cunoaștem, vrem să vă scriem pe o listă de botez, pentru că vom pregăti un botez în apă. Între cei care au rămas la urmă, a fost și bărbatul acesta. L-am înscris pe lista noastră. După o perioadă scurtă de vreme, am început pregătirea pentru botez. Și omul a venit cu regularitate la catecheză. L-am apreciat ca un om serios. S-a străduit să învețe mărturisirea de credință. Și cu puțină vreme, poate vreo două săptămâni, poate trei, nu mai țin minte exact, înainte de botez, la o întâlnire din această de catecheză mi-a pus următoarea întrebare. Frate, ce ați zis în săptămâna de evanghelizare când m-ați văzut și pe mine în adunare, în mulțime? Nici el și nici eu n-am uitat discuția pe care am avut-o în casa lui. Cât de rece m-a primit și cât de greu i-a fost să-mi promită, de altfel nici n-a putut să promită că vine vreodată la biserică. Și a zis, m-am bucurat când v-am văzut în mulțime. Dar ce a zis duminică seara când m-am înscris pentru botez? Și am început să explic eu cum Dumnezeu cucerește inimile oamenilor. Și ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește. Nu noi avem merite. El vorbește și oamenii iau aminte. Cuvântul lui are atâta putere încât străpunge inimile. Noi suntem mulți, nu pentru că suntem speciali.
Sunt în lumea aceasta vorbitori mult mai buni decât noi și cântăreți mai buni decât noi. Dar în locul acesta se aude glasul Domnului Iisus, cum s-a auzit la Betelul de pe vremea lui Iacob. Așa se aude glasul Domnului în locul acesta. Și mă străduiam să explic omului aceluia cum schimbă Dumnezeu inimile și cum îi atrage în împărăția sa. Și mai pune o întrebare la care n-am știut să răspund. Dar știți ce m-a determinat să iau această hotărâre? Și vă spun sincer, așteptam să-mi spună numele unui predicator sau o formație muzicală, o cântare, ceva. Ce l-a impresionat și ce l-a cucerit. Dar mi-a spus altceva. Mi-a spus, frate, în două seri din săptămâna de evanghelizare, luni și joi, pe lângă mâinile predicatorului care gesticulau, am văzut două mâini albe care mă chemau continuu. Când au apărut mâinile albe luni, am zis să mă uit cu atenție. Nu cumva mi se pare? M-am concentrat foarte tare și m-am uitat cu mare atenție și am văzut și mâinile predicatorului și pe lângă ele am văzut mâinile albe care mă chema cu insistență. N-am văzut persoana cărei aparțineau aceste mâini albe. Joi seara au reapărut mâinile albe și am înțeles că mâinile albe care mă chemau cu atâta insistență sunt mâinile Domnului Iisus Hristos. Și omul încă era tare la cerbice, chiar dacă mai era puțin până la botez. M-a lăsat să înțeleg și pe alocuri a spus-o direct, că pe oricine am fi chemat noi să predice, oricât de înzestrat ar fi fost vorbitorul care predică, el n-ar fi cedat. Dar eu am fost de acord cu el. Oricum ar vorbi un om, omul muritor nu poate cuceri o inimă. Inima bătătorită de păcat nu cucerește decât răscumpărătorul, Domnul Iisus care a murit pe crucea de la Golgota. În casa lui Dumnezeu se aude glasul lui Dumnezeu. Glasul Domnului s-a auzit la Betel, patriarhul Iacov l-a auzit, s-a înfricoșat și a spus, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Pentru Bujac, casa lui Dumnezeu a fost și locația de pe strada Lunului din 1930. Și celelalte case în care frații s-au adunat pentru rugăciune și ascultarea cuvântului. Casa lui Dumnezeu a fost și pe Veneției numărul 1. Iar din 1976, casa lui Dumnezeu este în locul acesta. Noi sărbătorim 3 ani de la deschiderea acestei case de rugăciune, care este casa lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să finalizăm lucrările, să consacrăm această casă. Mulțumim Domnului pentru cei 3 ani care au trecut de atunci. Mulțumim pentru părtășiile pe care le-am avut împreună. Mulțumim pentru felul în care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a dat harul să ne bucurăm în Duhul Sfânt în locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, a spus Iacov. Aici este poarta cerurilor. Locul acesta, deci, este o casă a lui Dumnezeu, dar este și o poartă a cerurilor. Ce înțelege dumneavoastră prin sintagma aceasta? Uitați ce înțeleg eu. Aici e casa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu schimbă vieți, l-a schimbat și pe Iacov la Betel. A fost plin de frică până la întâlnirea cu Domnul acolo la Betel. Dar după ce Dumnezeu i-a vorbit, a devenit un optimist,
a fost sigur că Dumnezeu va fi cu el. Și de aceea și locul acesta este o casă a lui Dumnezeu. Clădirea aceasta este o casă a lui Dumnezeu. Dar orice casă a lui Dumnezeu este și o poartă a cerurilor. Prin prezența aici, în casa lui Dumnezeu, suntem în prezența lui, suntem împreună cu el. Dar nu suntem în cer. Uneori trăim clipe de cer. Și Domnul are merite pentru lucrul acesta. Pentru că uneori e atât de bine locul acesta. Părtășia este atât de dulce. Simțim fiorul acela extraordinar. Și spuneam, am trăit clipe de cer astăzi. Dar totuși nu suntem în cer. Suntem doar la poartă. Într-o casă a lui Dumnezeu de pe pământ, suntem la poarta cerului. Aproape de cer, dar nu în cer încă. Orice biserică locală este un atelier spiritual în care pietrele vii se pregătesc pentru clădirea din cer. Casa lui Dumnezeu este locul binecuvântat în care cei care cred și îl primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor personal se pregătesc pentru cer. Iubiți ascultători, Biblia vorbește foarte mult despre cer și despre ceruri. Despre cerurile cerurilor. Sunt multe ceruri. Pavel spune că a avut harul să fie răpit până în al treilea cer. Acolo este raiul lui Dumnezeu. Cerul este un loc real. Nu este un loc imaginar. Cerul este o patrie mai bună decât pământul. Aici, pe planeta Nordii, suntem 7,1 miliarde de oameni în anul 2014. Cerul este o patrie mult mai populată decât pământul. Gândiți-vă numai la Apocalipsa 5:11, unde Biblia spune că împrejurul scaunului de domnia lui Dumnezeu stau de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de îngeri. Miliarde de miliarde de îngeri în cer. Mulți îngeri care fac legătura cu pământul, fac slujbe pentru cei ce vom moșteni mântuirea lui Dumnezeu. Miliarde de miliarde de îngeri în cer, făpturi vii, bătrâni. Dumnezeu stă pe tronul său și Domnul Iisus stă la dreapta puterii lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este o poartă a cerurilor. La poartă ne pregătim pentru cer, ne pregătim pentru răpire. Aici ni se spune ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim, cum trebuie să ne pregătim pentru ca să ajungem în cer. De aceea, dragii mei, trebuie să iubim locul acesta. E casa lui Dumnezeu pentru că este legată direct de cer. Și pentru că Dumnezeu vorbește în locul acesta. Iar când ne rugăm, noi vorbim lui Dumnezeu. Dar această casa lui Dumnezeu este și o poartă a cerului. Și spun încă o dată, să fii la poartă nu este totuna cu a fi în cer. Ne place să fim la poarta cerului, dar vrem neapărat să ajungem în cer. Și Iacov mai spunea ceva important acolo. La poarta cerului trebuie să ai un sentiment special de frică. Nu-i vorba de frica ce înspăimântă pe oamenii lumii acesteia. E o altfel de frică. Patriarhul, când s-a trezit din somn, a spus: cu adevărat este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este în locul acesta. Trebuie să ne temem în casa lui Dumnezeu?
De multe ori am auzit spunându-se, nu-i loc mai sigur pe pământ ca în casa lui Dumnezeu. Și adevărată și această afirmație. Loc binecuvântat și sigur, pentru că Dumnezeu este prezent aici. Dar patriarhului i-a fost teamă în casa lui Dumnezeu. A avut sentimentul acela special de frică. Nu o teamă care dărâmă, care ucide, care distruge. Prezența lui Dumnezeu a generat teamă în sufletul lui pentru că el era om nepregătit, cu greșeli, cu slăbiciuni și cu limite. Vă aduceți aminte ce scrie Biblia în Isaia capitolul 6? Isaia zice, în anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie. Poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și strigau unii către alții. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și Isaia spune că i-a fost frică și a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor care are buzele necurate și l-am văzut pe Domnul. Slăbiciunile pe care le avem, limitele pe care trebuie să ne le recunoaștem, generează această teamă în sufletele noastre. Nu cumva să stăm nepotrivit, fără grijă în Sion, în casa lui Dumnezeu. La Betel îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Din pricina îngerilor, spune Pavel, femeile când se roagă și prorocesc trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii. În casa lui Dumnezeu trebuie să avem o ținută decentă, o atitudine corectă. Toată atenția să fie îndreptată aici. Inima și gândurile noastre să nu fie în altă parte. Vă aduceți aminte când Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu la Horeb? A avut vedenia aceea ieșită din comun, deosebită. A văzut un rug care ardea și nu se mistuia. Îngerul Domnului i s-a revelat, i s-a descoperit în rugul acela aprins. Și a spus, Moise, scoate-ți încălțămintea, că locul pe care stai este un loc sfânt. Frați și prieteni dragi, locul acesta este un loc deosebit, pus deoparte pentru cel mai frumos dintre oameni. Casa aceasta este pentru noi pentru o vreme, până la răpire. Particip la foarte multe inaugurări de case de rugăciune. Și de regulă la final fac următoarea urare și o fac și pentru noi în această seară. Să dea Domnul ca până la răpire casa aceasta să fie neîncăpătoare, plină de oameni și de slava lui Dumnezeu, să fie limpede. Noi nu putem atrage oameni, nici fanfara, nici corul. Oamenii nu pot să atragă oameni. Și trebuie să înțeleagă bine și generația care vine după noi. Domnul Iisus, înainte ca să plece la cer, a spus, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Domnul este acela care vorbește în casa lui. Domnul se folosește de robii săi, de slujitorii săi. El este acela care cheamă pe oameni la mântuire. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și spune în final, facă Domnul cel bun și milos ca această casă a lui Dumnezeu, ca această casă de rugăciune să fie plină de oameni și plină de slava lui Dumnezeu. Și aș mai dori din toată inima ca toți care se închină în locul acesta să conștientizeze
că aici este poarta cerurilor. Dar noi nu vrem numai până la poartă. Noi vrem în cer. Și vom ajunge în cer. Vom intra în cer, nu prin meritele personale, prin meritele Domnului nostru care a spus: unde sunt eu, vor fi și ucenicii mei. Tată, spunea Domnul în rugăciunea din Ioan capitolul 17, vreau ca aceea pe care tu mi-ai dat să fie împreună cu mine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Până la răpire să fim în casa Lui, să fim la poarta cerului. Și când va avea loc răpirea bisericii la cer, să ne ducem și noi, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, să ajungem în cer și pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Amin. Măriți să fie Domnul! Ridicăm astăzi o piatră de aducere aminte. Iacov a făcut lucrul acesta la Betel, noi facem în locul acesta. De altfel am instituit această sărbătoare cu gândul acesta, să nu ne uităm istoria, să ne aducem aminte într-o zi ca astăzi de felul în care Domnul a fost cu noi și a lucrat. Să-i mulțumim pentru 1930, să-i mulțumim pentru 1951, să-i mulțumim pentru 1976, să-i mulțumim pentru anul 2011, să mulțumim pentru slujitorii care au condus această biserică, să mulțumim Domnului pentru toți aceia care au făcut parte din această adunare. Știți bine, dragii mei, că sunt în țară, în Europa, în America, în mod deosebit, mult mai mulți decât am rămas noi aici, în Bujac. Sunt în această biserică de 50 de ani. Mi-aduc aminte că pe 9 octombrie 1964, familia din care fac parte s-a mutat de la Pilul la Arad. Și în prima duminică am fost la biserică, acolo pe Veneția, numărul 1. Și de atunci am cunoscut pe fratele Bocian, familia Ardeu. Mi-aduc aminte de dirijorii de cor de atunci. Mi-aduc aminte de fratele Horga, că atunci se începuse cu fanfara, și de mulți alții. Aș putea să pomenesc foarte multe nume. Vreau să vă mai spun că până acum am o memorie destul de bună și mă gândesc din când în când la toți aceia care au fost aici și nu mai sunt. Și așa, în timp, mi-aduc aminte de foarte mulți, nu spun că de toți. Mi-aduc aminte de foarte mulți. Și când mă gândesc la ei, simt că nu sunt dispăruți, că ei continuă să existe. Cei care au fost mântuiți, de la poartă s-au dus în cer. Noi suntem încă la poartă. Dar Biblia ne promite și cuvântul Domnului ne încredințează că dacă vom fi credincioși până la capăt, vom ajunge în cer la Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm acum împreună. Și vom și încheia slujba sfântă din seara aceasta. Vă invit să vă ridicați și haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a fost până aici. Și apoi să ne încredințăm în mâna Lui pentru ceea ce ne stă înainte. Să ne rugăm Domnului pentru cei ce sunt aici în Biserica Pentecostală Gloria și să ne rugăm pentru cei care au plecat și sunt departe, mulți dintre ei la mii de kilometri distanță. Pe noi să ne binecuvânteze Domnul aici și pe ei să-i binecuvânteze Domnul acolo. Am vrea ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute odată să ajungem în cer. Lucrarea din locul acesta o încredințăm în mâna cea bună a Dumnezeului nostru. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru familia Tomuța, fratele Nicu și sora Nuța, care săptămâna următoare se vor întoarce în Statele Unite. Cumnata noastră Zorica Ardelean și ea se va întoarce în Statele Unite săptămâna următoare. Și ne rugăm și pentru cei care vor călători. Pe mulți nu vă știm, Dumnezeu vă știe pe toți, dar vă purtăm în rugăciunile noastre și rugăm pe Domnul să fie cu dumneavoastră. Și după ce ne vom fi rugat împreună cu toți și vom încheia rugăciunea comună, continuăm să ne rugăm prin fratele Tomuța și rog pe fratele ca numele nostru al tuturor să ceară de la Domnul
binecuvântare peste masa de dragoste, să sfințească Domnul bunurile de hrană pe care le vom servi și să ne ajute Domnul să continuăm bucuria și părtășia la masa special pregătită pentru această sărbătoare. Acum să ne rugăm împreună cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, glorie bunătății și îndurării tale. Doamne, ai fost așa de bun cu noi. Ai fost așa de bun cu înaintașii noștri. Ai fost așa de bun cu noi în ziua de astăzi și ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, căci ocrotirea ta este zi de zi cu noi. Îți mulțumim că nu ne-ai pedepsit, Doamne, pentru faptele noastre rele. Și în bunătatea ta, Doamne, ne-ai cuprins și pe noi între mântuiții tăi. Îți dăm glorie, îți dăm slavă și toată cinstea este a ta. Te rugăm, Doamne, pentru rugăciunile care se înalță și se vor înălța în locul acesta, să fie primite înaintea ta. Știm că ești un Dumnezeu milostiv și în bunătatea ta ne primești fiecare. Vor fi aici, Doamne, cauze și suferințe care vor fi aduse înaintea ta și credem că Tu le poți rezolva pe toate, de aceea, Doamne, le aducem înaintea ta. Ai fost acela, Doamne, care ți-ai călăuzit și ești acela care îți vei călăuzi biserica ta. Ajută, Doamne, ca pe toți cei ce fac parte din biserica ta să aibă încrederea în tine. Îți mulțumim pentru purtarea de grijă care ți-ai arătat-o pentru fiecare generație care s-a perpetuat, Doamne, în locul acesta. Și acum, Doamne, te rugăm să binecuvintezi adunarea noastră, să binecuvintezi, Doamne, masa care se va servi. Tu ești suveran și de aceea, Doamne, te rugăm în bunătatea ta. Pe toți cei ce vor participa la această masă, dă-le înțelepciune și pricepere. Doamne, binecuvintează și răsplătește pe toți cei ce s-au ostenit pentru a pregăti această masă. Doamne, Tu știi toate și știi că ființa omenească, Doamne, este supusă atâtor slăbiciuni și atâtor boli. Dacă ar putea să fie, Doamne, ceva vătămător, te rugăm să ocrotești pe fiecare care participă la această masă. Să fie, Doamne, o masă de sănătate. Să fie, Doamne, o masă de mulțumire. Să fie, Doamne, o masă de binecuvântare. Și în ceea ce nu știm noi, Doamne, să spunem, te rugăm, Doamne, Tată bun, în numele Domnului Iisus Hristos, îngăduie ca mijlocitorul Sfântul Duh, Doamne, să mijlocească pentru ceea ce nu știm noi. Ne încredințăm în mâna Ta, Doamne, și știm că vei fi cu noi în toate problemele noastre. De aceea glorificăm și slăvim numele Tău, astăzi și în veci de veci. Amin. Hristos, dragostea Tatălui Cerești și împărtășirea Duhului Sfânt
să fie și să rămână cu noi toți în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să-mi permiteți câteva momente să mai fac câteva anunțuri, în mod deosebit legate de masa de dragoste. Vă invităm pe toți să participați la această masă. Ne-ar place mult să fie împreună cu noi și cei plecați dintre noi, cei care ne-au urmărit pe internet în seara aceasta, dar știm că nu se poate. Ne rugăm Domnului ca altă dată să avem ocazia să stăm la masă cu ei și dacă nu va mai fi posibil pe pământ, să ne ajute Domnul pe toți să stăm împreună la masa din cer. Deci ați reținut pe toți, vă invităm să fiți cu noi la această masă. Am vrea să ne organizăm foarte bine și vă spunem celor care aveți bătrâni sau bolnavi acasă și ați vrea să duceți ceva și pentru ei foarte bine. Surorile de la bucătărie vă așteaptă. Am rugat să nu se servească nimeni singur, pentru că ne-am organizat mai bine decât anul trecut, s-au pregătit caserole și surorile vă stau la dispoziție. Apoi, aș vrea ca numele conducerii bisericii să le mulțumesc acelor care au muncit pentru această masă de dragoste. Surorilor care cu toată inima au venit să facă mâncarea, celor care au făcut prăjituri și celor care au dat bani pentru această masă de dragoste. Sora Florica Dâmp a condus surorile care au pregătit masa, care sperăm să fie bună și gustoasă. Îi mulțumim și sorei Florica, ea întotdeauna stă la dispoziție și când avem conferințe și când avem mese de dragoste și nu e un efort mic, să știți. Îl face cu dragoste în numele Domnului Iisus și pe ea și pe toate surorile, Dumnezeu să le binecuvânteze. Vă spuneam că am reținut și mi-a plăcut foarte mult. Când mi s-a spus că surorilor le-a plăcut foarte mult să fie împreună și să lucreze. Și le va plăcea foarte mult să fim împreună la masă. La conferințele care au loc cu lucrătorii din comunitatea regională, eu de mai multe ori am spus, noi aici avem părtășie, nu numai în timpul lucrărilor conferinței, avem părtășie și când stăm în pauze, ne întâlnim unii cu alții, mai discutăm. Ne place să fim împreună pentru că suntem frați. Avem părtășie și în cuvânt, avem părtășie și la masă și părtășie ar trebui să fie cuvântul nostru de ordine de fiecare dată. Mulțumim tuturor acelor care au muncit pentru această masă de dragoste. Apoi rugăm familia Tomuța și pe Zorica și pe toți ceilalți care vor pleca, se vor întoarce acasă, să ducă salutul nostru frățesc. Le dorim familiilor lor, bisericilor din care fac parte, celor pe care îi vor întâlni, har și pace din partea Domnului Iisus. Și noi am primit un salut de la o biserică din Londra, sora Eugenia Moț a fost acolo la copii, și fratele Cornel Nistor, păstorul acelei biserici, ne-a salutat în numele Domnului Hristos și oarecum versetul cu care ne salută e binevenit la sărbătoarea noastră. Neemia, capitolul 4, versetele 19 și 20. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Amin. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Să lupte și să fim mai mult decât biruitori în numele Lui. Amin. Urmează acum să părăsim casa de rugăciune sau sala de rugăciune în timpul unei cântări de fanfară și să coborâm în sala de la demisol, la masa de dragoste. Vă spunem tuturor poftă bună și o părtășie plăcută și dulce împreună în continuare. Amin.